Înfrângerea de la Suceava nu i-a căzut bine lui Adrian Mihalcea, antrenorul CS Mioveni, echipă care urmărește promovarea în prima ligă. Mihalcea s-a declarat nemulțumit de prestația propriilor jucători și a recunoscut că victoria Forestei a fost meritată. Un meci câștigat fără drept de apel de echipa gazdă, surprinzătoare atitudinea noastră pe tot parcursul jocului. Foarte multe greșeli, multe dueluri 1 contra 1 pierdute, fără orizont nici pe faza de atac. Luăm golurile care le-am luat, am crezut că doar venind la Suceava, în momentul acesta putem să-și câștigăm. Fotbalul te răsplătește exact cum îl practici și tu. Trebuie să acceptăm această înfrângere rușinoasă și să ne pregătim mult mai bine pentru meciurile următoare. Aflat la primul meci oficial pe banca Forestei, portughezul Nuno Pedro a mulțumit jucătorilor și echipei pentru victoria de sâmbătă. Antrenorul sucevenilor s-a declarat optimist că rezultatele bune vor continua să apară, dar a atras atenția că echipa încă nu este chiar omogenă. Din dorința de a face prea multe, în prima repriză am intrat nervoși pe teren. De-a pauză am vorbit la vestiar și le-am cerut jucătorilor să se relaxeze. Urmarea a fost că am tratat mult mai liniștiți repriza secundă. Am pus mingea jos și ne-am creat multe ocazii de a înscrie. Am marcat 2 goluri, am ratat și alte oportunități, așa că victoria noastră este una meritată. Această victorie reprezintă pentru noi borna de la care vom începe să construim. Încă nu suntem pregătiți în totalitate din punct de vedere fizic, dar muncim în fiecare zi. Sunt mulți jucători noi, încă nu sunt create toate automatismele, dar muncim mult în acest sens și sunt sigur că rezultatele nu vor întârzia să apară. The must victory is okay.